Marius, ce tip de tunsoare ai ales pentru domnul Poenaru? Avem un skin faded cu pompadour în partea de top. Este un păr destul de pretențios, să zicem așa. Dar îmi face mare plăcere să-l aranjez, mai ales că urmează o provocare pentru dânsul. Ce provocare pentru... Păi, după cum bine știm, merge la o nouă echipă, tot Liga 1, una de top. Și o să fie și mai de top. Preconizăm. Domnul Poenaru e un tip pretențios când vine vorba de frizuri? Domnul Poenaru e extrem de pretențios, dar îmi face mare plăcere să-l aranjez de fiecare dată, pentru că de obicei clienții care ne pun în momente de dificultate ne fac să și evoluăm. Te asemănă așa frizura dânsului cu Toni Kroos, aș spune, de la Real Madrid. Mie îmi pare că seamănă foarte tare cu actorul acela din cu misiunile, cum îi spune. Tom Cruise. Da. Misiunile imposibile. Seamănă foarte tare cu personajul acela. Doar că nu poartă geacă din piele, mereu îl văd îmbrăcat sport. Bună ziua, domnule Poenaru, un interviu într-un cadru inedit pentru prima dată, nu? Unul într-o frizerie, un barbershop. Bună ziua, da. Și pentru mine este prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar uite că am ajuns și în situații din acestea. Dar îmi face plăcere pentru că am venit la cei mai buni. Da? Și prietenul meu, Marius, care se ocupă tot timpul de imaginea mea, să spunem. Și îi mulțumesc pe această cale pentru că cred că arăt destul de bine și își face treaba foarte bine. Cât de importantă e imaginea pentru un antrenor? Este foarte importantă pentru că este cartea ta de vizită, cred. Și e important să arăți bine în orice moment, în orice situație. E bine. Păi, vă inspiră așa vreun antrenor sau a fost fotbalist în materie Nu copiez pe nimeni. El știe foarte bine ce îmi stă cel mai bine sau cum îmi stă cel mai bine și în funcție de ceea ce fac eu și el mi-a ales această freză. O nouă provocare pentru dumneavoastră, acum plecați și pregătit. Cum va fi la UTA? Cum se vede? Da, este o nouă provocare, este un alt club, este un alt nivel, este clar că merg la UTA, un club de tradiție, un club care reprezintă foarte mult în fotbalul românesc, a reprezentat și reprezintă în continuare și sperăm să ducem UTA acolo unde este locul pentru că merită, are tot ceea ce îi trebuie. În primul rând s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani, este un club de mare tradiție, este un club care foarte, foarte iubit în România, cât și în străinătate. S-a creat o emulație foarte, foarte mare și foarte frumoasă în jurul acestei echipe, cu niște spectatori fanatici, să spunem, în sensul bun. Și e clar că asta este o motivație în plus pentru mine și bineînțeles că Mă obligă să muncesc foarte mult, să muncim foarte mult și să facem în așa fel încât UTA să reprezinte și să devină o forță în fotbalul românesc. Da, există o presiune pe care o pot exercita suporterii, așa cum se întâmplă da, la Rapid? E clar că suporterii tot timpul exercită această presiune, ca și la Rapid și la cluburile care au suporteri foarte, foarte mulți. Este și normal. E normal pentru că ei știu foarte bine istoria acestui club și își doresc ca acest club, care acum beneficiază de foarte multe lucruri bune și mai ales și de un stadion foarte frumos, e normal că ei să-și dorească să se facă performanța an de an. V-ați luat așa măsuri ca să nu mai pățiți ce s-a întâmplat, ce ați pățit la Clinceni și la media și cu echipele? Da, nu cred că este un club care a avut sau care are probleme și nu cred că va avea probleme, pentru că este foarte bine administrat, este cu o conducere foarte bună, cu echilibru, cu care știu foarte bine să se organizeze și prin toate discuțiile pe care le-am avut și tot ceea ce mi s-a prezentat, nu cred că vom întâmpina probleme și sper să nu mai fie probleme la niciun club, nu mai la UTA, ca să avem un campionat sănătos, un campionat în care practic să vorbim doar de fotbal și interviurile sau emisiunile să nu se mai vorbească despre insolvențe, faliment și alte lucruri. Play-off-ul, obiectivul trasat? Este un obiectiv al nostru, al tuturor. Îl dorim cu toții. Cred că nu există club în România sau antrenor sau jucător care să nu-și dorească să fie în primele șase.
E clar că vom munci pentru asta, dar ceea ce vrem în prima parte, să spunem, este să construim o echipă bună, o echipă puternică, o echipă care să joace un fotbal bun și care să fie capabilă de a face performanțe, o echipă care să promită, dar trebuie să o luăm pas cu pas pentru că nu este ușor. Acum trecem prin niște schimbări, prin niște transformări, avem nevoie de timp, dar știu foarte bine că suporterii au acordat credit și timp tuturor, dar ei își doresc mult mai repede, dar e nevoie de acel timp, este nevoie de omogenitate, este nevoie de încredere și mă bazez foarte mult pe acest lucru, mai ales pe acești suporteri care sunt lângă echipă și vor ajuta echipa să ne îndeplinim obiectivele. La nivelul acționariatului, ce vi s-a transmis? Că erau discuții cu domnul Simona Plutese să vină acolo în acționariat cu domnul Mesar. Da, discuțiile sunt, sau la momentul la care am discutat eu, erau foarte avansate. În momentul de față, eu îmi canalizez atenția către lotul de jucători și ceea ce vreau eu să fac și m-am dus mai mult pe plan sportiv și fac lucrurile care mă interesează și ce am eu nevoie ca la reunirea lotului să avem și să punem la punct toate detaliile necesare acestui campionat. Dar cred că din ce discut cu domnul Mesar, lucrurile sunt foarte avansate și ne-am bucurat să vină oameni de calitate, oameni potenți financiar, oameni care au o gândire sănătoasă, pentru că am discutat cu dânsii și sunt niște oameni foarte bine intenționați, sunt niște oameni sentimentali în primul rând, pentru că în trecut au făcut parte din galeria UTI, au fost lângă echipă și când este vorba de factorul financiar, oricine este binevenit. S-a tot spus că a existat contacte între dumneavoastră și UTA încă de când i-ați bătut cu Gazmetan Mediaș. Nu. Vorbim, ne ducem prea departe. Nu, ofertele au fost mult după aceea. Discuții, practic, cum au fost și cu alte cluburi și poate s-a înțeles greșit în sensul că atunci când am câștigat acel meci la Arad, am văzut publicul, am văzut acea emulație și eu am fost cel căruia am spus staffului meu că este incredibil ce minunat ar fi să lucrez la acest club, dar probabil că acum știi cum e, în funcție de ceea ce spui se înțelege cu totul altceva, dar nu, n-a fost adevărat. V-au deranjat declarațiile lui Ionuț Badea care spunea că i-ați contactat colaboratorii încă de când era el acolo? Nu neapărat că nu m-au deranjat pentru că nu am făcut asta și nu colaboratorii, pentru că eu cu colaboratorii lui nu aveam, pentru că sunt ai lui și nu aveam de ce să-i sun. Este vorba de Gabi, de Glăvan, de analistul echipei, cât este și analistul naționalei Under-21. Probabil că Ionuț nu știa că el a fost în stafful meu, este om din stafful meu, a lucrat cu mine la Mediaș. Eu l-am lăsat să plece de la Mediaș la Arad pentru că situația la Mediaș era destul de critică și s-a oferit această oportunitate de a merge la Arad. Faptul că l-am sunat acum pe final de campionat știind că și eu voi merge la un club sau altul, l-am sunat pur și simplu să-i spun și să-l întreb dacă într-adevăr vrea să continue cu mine. Asta a fost singura discuție. În acest sezon veți miza în atac acolo pe Claudiu Cheșeru. Cât de mult va conta experiența sa pentru UTA? Am spus-o și am declarat tot timpul că este un jucător pe care și l-ar dori. Zic eu că și l-ar dori orice antrenor, orice club. Dar Claudiu Cheșeru nu reprezintă doar asta. Din punctul meu de vedere, din punct de vedere tehnic, tactic, este jucătorul care va fi poate și antrenorul din teren. Este jucătorul care oricând poate să marcheze, este jucătorul care oricând poate să te surprindă cu ceva, pentru că nu mai avem jucători de calitatea lui și de valoarea lui. Vorbesc ca număr 9, nu mai sunt în momentul de față. Sunt anumiti jucători tineri, dar ei încă n-au ajuns la această maturitate a lui Claudiu Cheșeru. Dar el reprezintă mult mai mult pentru mine și asta mă bucură, pentru că n-am adus doar Claudiu Cheșeru, fotbalistul. Am adus un lider, în primul rând, că aveam nevoie de un lider, aveam nevoie de un om în vestiar. Aveam nevoie de un antrenor în teren. Eu am niște principii, eu știu ce înseamnă asta, pentru că am avut și la Clinceni, mi s-a întâmplat acest lucru cu Raul, cu Tănase, cu Cebotaru și așa mai departe, cu Patrick. Am nevoie de oameni
cu maturitate, cu experiență foarte mare, pentru că este o presiune, este o presiune foarte mare la UTA din partea publicului, așa cum spuneai și tu, și am nevoie de anumiti jucători care să gestioneze momentele de presiune ale echipei. Au fost voci care spuneau că n-ar fi trebuit adus, că era Dumitru Cardoza acolo, un jucător care putea marca. Ce s-a întâmplat în cazul lui? N-ați mai dorit să mizați pe serviciile sale? Da, eu am făcut o listă președintelui, am dat o listă cu jucătorii pe care eu mi-i doream să rămână și pe care doresc să-i aduc. E vorba doar de negociere. Mitică Cardoso era și el pe acea listă și au fost doar probleme contractuale, să spunem că n-am ajuns la un numitor comun în ceea ce privește salariul lui și bineînțeles că el nu a acceptat oferta noastră și tocmai de aici, asta este singurul motiv. A mai venit ieri un fundaș albanez, Ojalari, de câte transferuri mai aveți nevoie pentru a arăta echipa așa cum vă doriți? Da, este un jucător bun, un jucător pe care l-am urmărit, sperăm să-l integrăm foarte repede, are nevoie. Și mai sunt jucători, mai avem posturi de acoperit, dar o luăm pas cu pas, nu ne grăbim, avem oferte făcute pentru anumiti jucători, așteptăm răspunsul ofertelor făcute și în funcție de asta vedem ce vom face. Cu Miculescu a spărtat o discuție pentru că s-a tot spus în ultima vreme că avea oferte de la FCSB și Rapid. Da, am fost la antrenamentul lor, la vinerea trecută, la antrenament la Under 21. Am fost și am avut o discuție cu el, atât cu el cât și cu Isaac. Am stat puțin de vorbă să ne cunoaștem, să le spun în mare așa cam ce aș vrea. Dacă va fi o ofertă bună pentru club, atât pentru club cât și pentru el, nu mă voi opune, dar momentan Miculescu este, David este jucătorul UTEI și el trebuie să-și concentreze atenția foarte mult asupra echipei naționale, pentru că chiar în această seară va avea un prim meci și, bineînțeles, pentru perioada următoare a tot ceea ce se întâmplă la UTA. Primul sezon după 74 de ani în care nu va mai fi Dinamo în Liga 1, e ciudat să nu mai vedeți acolo? Da, e ciudat. E ciudat și cu tuturor, cred că ne pare rău de situația în care a ajuns Dinamo. Este un club foarte mare, este la fel un club de tradiție, un club care ne-a reprezentat cu mulți ani în urmă în foarte multe cupe europene și au câștigat trofee. Păcat că un club ca Dinamo a ajuns aici. Nu credeam că se ajunge aici, dar iată că viața ne demonstrează că este posibil orice în România și, din păcate, când nu ești bine organizat sau nu faci lucrurile așa cum trebuie, chiar și aceste echipe de tradiție, aceste echipe, cluburi puternice, pot la un moment dat să dispară. Asta este. Să sperăm că vor reuși să se organizeze la Liga 2 și că într-un foarte scurt timp vor reveni pe prima scenă, pentru că acolo este locul lor. Va juca Naționala în curând, din nou avem probleme în atac. Reușiți să-l redați sezonul acesta pe Cheșeru înapoi Naționalei? Păi, atâta timp cât el este sănătos, se pregătește și se va pregăti foarte bine și va da randament, eu cred că Naționala la momentul de față are nevoie de Cheșeru, încă are nevoie de un jucător precum Cheșeru, de experiența lui, de valoarea lui și de ce nu? Eu mizez pe acest lucru, își dorește, din discuțiile avute cu el, și el își dorește să revină la Națională, va munci pentru asta, mi-a spus că va munci foarte mult pentru acest lucru, că va avea discuții și cu Edi la momentul oportun și ăsta este un obiectiv, un prim obiectiv al lui. Să prindă din nou, vrea să joace din nou la Națională, pentru că are și un obiectiv aparte, în sensul că are 47 de selecții și mai are vrea să ajungă măcar la 50 de selecții la Național. Mulțumesc mult!